care ar fi contraindicațiile pentru vaccinarea anticovid în această a doua etapă? Contraindicațiile sunt neschimbate. Vorbim în mod deosebit de reacția alergică cunoscută la unul dintre componentele vaccinului. De asemenea, aceasta fiind o contraindicație definitivă. Sunt o serie de contraindicații tranzitorii, temporare, aș putea spune, cum ar fi prezența unei stări acute febrile la momentul la care persoana este programată pentru vaccinare. De asemenea, trebuie să avem grijă la persoanele care sunt sub tratament anticoagulant. Trebuie să colaborăm cu medicul curant cardiolog sau medicul care a recomandat tratamentul anticoagulant pentru a stabili momentul în care acea persoană poate să fie vaccinată. Și de principiu, precauții se recomandă la fel la persoanele care sunt în perioada de sarcină și la femeile care sunt în perioada de sarcină și în perioada de alăptare. Nu sunt disponibile suficiente date de siguranță și din acest punct de vedere se recomandă precauție la această categorie de persoane.